Salutare! Astăzi vă arăt 10 din locurile mele favorite descoperite în zona Algarve din Portugalia. După ce am vizitat Lisabona, apropo, găsiți link în descriere cu top 10 locuri turistice din Lisabona, am mers cu mașina închiriată să vizităm coasta de sud a Portugaliei și să ne bucurăm din plin de ocean și de minunatele plaje. Începem din partea de sud-vest pe plaja Belis, o plajă ce se află în apropierea orașului Sagres. Este înconjurată de stânci impresionante pe toate părțile, iar în zilele cu vânt puternic, plaja este protejată și perfectă pentru nu rata o zi minunată din cauza vântului. Nisipul este fiind și de culoare aurie, apa având o culoare frumoasă, dar poate fi destul de răcoritor să noți aici într-o zi caldă. La marginea orașului Lagos puteți găsi un grup de formațiuni stâncoase uimitoare, numite Ponte de Piedado. Aici puteți avea parte de una dintre cele mai uimitoare priveliști. De aceea, Ponte de Piedado este una dintre cele mai faimoase atracții din regiune. Puteți închiria un caiac sau vă puteți plimba cu barca pentru a vizita mici peșteri și grote. Imaginele nu arată frumusețea de plină a locului, dar odată ajunși aici, totul este minunat. Plaja Camilo, o plajă micuță, frumoasă și foarte apreciată printre localnici și turiști, fiind una dintre cele mai fotografiate plaje din zonă. Pentru a ajunge pe plajă, trebuie să coborâți pe scările de lemn, unde veți avea parte de o priveliște incredibilă. Podul Roman din Lagos este o locație regăsită multe poze de pe Instagram. Locația oferă o plajă și o priveliște minunată. Accesul pe plaja unde se află podul se face după traversarea unui mic tunel, săpat în stânca care pornește din plaja învecinată. Este o locație minunată și merită pe deplin vizitată. Plaja Falezia te duce cu gândul la combinația dintre Marele Canion și plajă. Numită Plaja Stâncilor, aceasta se caracterizează prin stâncile sale roșii incredibile. Este considerată una dintre cele mai bune plaje din Algarve și chiar dacă nu ești iubitor de plajă, aceasta merită cu siguranță o vizită. Cu o lungime de peste 6 km, cu nisip fiind apă limpede și curată, plaja a fost premiată într-un top al celor mai bune 25 de plaje din lume. Plaja Paradis este una dintre plajele mai sălbatice și mai puțin aglomerate, un golf cu apă turcoaz și nisip fin. Accesul la plajă se face pe o potecă destul de abruptă și există porțiuni care necesită să aveți grijă, deoarece terenul poate să alunece. Peștera Benajil este una dintre cele mai fantastice peșteri de pe planetă, atrăgând mii de turiști în fiecare an. Este foarte populară printre fotografi și poate fi văzută în foarte multe poze. În interiorul peșterii se poate ajunge cu paddleboardul, caiacul sau cu bărcile, existând foarte multe excursii care au oprire în această peșteră. Aceasta merită văzută și de sus, dar interiorul este mult mai spectaculos. Plaja Rafaela este o plajă emblematică lângă Albufeira și este cunoscută pentru formațiunile sale stâncoase. Plaja oferă parcare gratuită, posibilitatea de a închiria un caiac, iar apa are o temperatură bună și poate fi mai caldă față de alte plaje. Plaja Tres Hermanos este una dintre cele mai frumoase plaje din Portugalia și este renumită pentru numeroasele peșteri ascunse care pot fi explorate. Este o adevărată aventură să mergi dintr-un golf în altul și să treci prin grotele formate în stânci. Plaja are nisip fin și o apă caldă, iar aici puteți găsi diferite tipuri de scoici. Plaja Marina este mărginită de stânci uimitoare de calcar, cu o varietate incredibilă de formațiuni stâncoase, ceea ce o face să fie protejată împotriva vântului. Accesul la plajă se face pe o potecă, cu unele porțiuni în care coborârea este destul de bruscă, dar cu siguranță merită vizitată. În perioada când am fost la această plajă, algele erau numeroase, dar nu este întotdeauna așa. Acesta a fost topul meu 10 cu locuri de vizitat în zona Algarve. Dacă ți-a plăcut, apasă butonul de like și subscribe, iar dacă cunoști alte locuri minunate, nu ezita să-mi spui în comentariile de mai jos. Și nu uita, pe canal poți găsi alte clipuri cu locuri care merită văzute. Salutare!